amintirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 31 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acestea pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19. De fapt, vorbim de măsuri de relaxare în continuare, măsuri care vin în urma rezultatelor bune pe care le avem în lupta cu pandemia. Am să dau eu citire a celor mai importante măsuri. După aceea avem aici domnul Haider Arafat, noua ministru a Sănătății, Ioana Mihailă, care vor explica tehnic dacă este nevoie aceste măsuri și, bineînțeles, la final, domnul Claudiu Năsui cu o veste bună. În primul rând, am crescut numărul participanților la activitățile culturale artistice de divertisment desfășurate în spații deschise de la 500 la 1000 de persoane. Pot participa doar persoane vaccinate, testate sau trecute prin boală. Am creat cadrul legal pentru desfășurarea activităților culturale artistice de divertisment în spații deschise cu participarea publicului peste 1000 de persoane, doar care sunt vaccinate. S-a mărit la 8 numărul persoanelor care pot circula în grupuri. S-a aprobat desfășurarea evenimentelor private, nunți, botezuri, etc., cu 50 de persoane în spații închise și 70 de persoane în spații deschise. Numărul persoanelor participante poate fi mai mare doar dacă toate persoanele sunt vaccinate. Activitățile sportive se pot desfășura atât la interior cât și la exterior, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea spațiului, deci și la interior și la exterior. Participarea peste această limită este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate sau prezintă test negativ și se vaccinează înainte de intrarea la eveniment. A fost crescut numărul persoanelor, deci aș vrea să revin asupra aceea dinainte, pentru că este importantă. Deci prezintă test negativ sau se vaccinează înainte de intrarea la eveniment. Asta înseamnă că la evenimente sportive vom avea centre de vaccinare. A fost crescut numărul persoanelor care pot participa la activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise de la 50% la 70% din capacitatea spațiului. A fost crescut numărul persoanelor care pot participa la cursuri de instruire și workshop-uri în spații închise de la 50 la 70 și creată posibilitatea desfășurării la capacitate maximă a spațiului dacă la activitate participă doar persoane vaccinate. Se permite desfășurarea conferințelor cu cel mult 100 de persoane și a fost creată posibilitatea desfășurării acestora la capacitate maximă a spațiului dacă la activitate participă doar persoane vaccinate. S-au redeschis locurile de joacă din spațiile închise cu participarea publicului până la 50% din capacitate maximă a spațiului și sub condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării sau a trecerii prin boală. A fost crescut numărul persoanelor care pot participa la activități în sale de sport sau fitness de la 50% la 70% din capacitatea spațiului. Numărul participanților poate fi mai mare dacă toți sunt vaccinați. S-au redeschis piscinele interioare cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului. A fost crescut gradul de ocupare al meselor din restaurantele de interior de la 50% la 70% din capacitatea spațiului. Numărul participanților poate fi mai mare dacă toți sunt vaccinați. A fost crescut gradul de ocupare al spațiilor de cazare de la 70% la 85% pentru unitățile de cazare de pe litoral. S-au redeschis barurile, cluburile, discotecile și sălile de jocuri în intervalul orar 5-24 cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar pentru persoanele vaccinate. A fost crescut gradul de ocupare al spațiilor destinate jocurilor de noroc de la 50% la 70% din capacitatea acestuia. A fost introdusă excepția de la purtarea măștii de protecție pentru persoanele vaccinate care lucrează în spații închise unde nu se află mai mult de 5 lucrători. Acesta este o măsură nouă. S-a creat cadrul legal pentru intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizi în scop turistic de la 1 iunie. Prin hotărârea CNSU au fost introduse noi excepții de la măsura carantinei pentru persoane care sosesc în România din zone de risc epidemiologic astfel. Persoane trecute prin boală și aflate între a 14-a și a 90-a zi de la data confirmării, copiii cu vârstă mai mică sau egală de 3 ani fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, copiii cu vârstă mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2. Acestea sunt
pe scurt măsurile de relaxare de la 1 iunie. Este foarte important să vedeți că vaccinarea ajută și merită. Ne îndreptăm spre normalitate rapid și cu cât ne vaccinăm mai repede, cu atât putem să eliminăm și celelalte restricții care au mai rămas. Mulțumesc, domnul Arafat este aici pentru răspunsuri. Dacă este nevoie, doamna Mihaela are de prezentat un act normativ și domnul Năsui la fel. Vă mulțumesc. Pentru întrebări, domnule